Salutare lume! Astăzi o să începem să jucăm la turneul youtuberilor de FIFA Mobile din România și după câte vedeți sau știați deja, eu o să joc împotriva lui Denis, deci haideți să nu mai tragem de timp și să începem odată. Ok, am revenit aici și am spus lui Denis să dezactiveze counterele pe formația 5-4-1 și evident că el dacă avea rating 95 a trebuit să scad eu de la 98 la 97. L-am pus pe Pirlo în locul lui Casemiro și o să jucăm cu tactica 5-4-1 targetman. Haideți să așteptăm să se încarce și să-i dăm drumul. Am dat un pic pe speed up 1.5, ok, și hai să vedem Griezmann, ok. Da, faultat aici. Faultat, bine că nu s-a dat fault. Hai să vedem acolo Pirlo, cum v-am zis. L-am scos pe Casemiro 96 și l-am pus pe Pirlo 90 și avem 1-0, minutul 10. Ok, nu uitați să apăsați voi pe butonul de like dacă vă place această idee. Un penalti aici cu James Rodriguez, hai să vedem, facem 2-0. Ok. Am ales să dau pe speed up pentru că am zis că să nu trag de timp și să nu lungesc super mult clipul. Ok, în joc nu prea a fost lag, decât super puțin când am jucat eu, dar m-am descurcat. Și de asta am putut să dau și destul de multe goluri, zic eu. Ok, hai să vedem aici Griezmann, ok. Denis joacă cu 5 fundași, însă nu prea s-a văzut acest lucru, adică au fost super mari spațiile din apărarea lui și mai ales Bonucci, fundașul lui central, a jucat de parcă nici n-ar fi fost pe teren, să fim serioși. Ok, hai să vedem aici Brahimi cu șutul și 7-0, minutul 29. Am jucat primul după câte vă dați și voi seama și vă reamintesc că aveți linkul de la canalul lui Denis, care are și el aproape 2000 de abonați, în descriere și celelalte 6 linkuri tot în descriere. Ok, Griezmann, 8-0. Hai să vedem încă un great chance. Hai, James, ok. Dăm cu degetul, derupem. Hai să vedem. Griezmann, ok, minutul 40. Griezmann. 10-0. Am jucat super bine repriza asta. Sincer, nici eu nu mă așteptam să joc atât de bine repriza asta, însă, sau meciul ăsta împotriva lui Denis, 11-0 aici cu Griezmann și ăsta era scorul la pauză. După primul tur, ok, Denis mai avea încă două tururi, dar nu cred că mai poate face el ceva. Hai să vedem și da, s-a terminat timpul și revenim după ce joacă și Denis prima lui tură. Ok, am revenit aici, a jucat și Denis prima lui tură, am stat eu vreo 20 de minute după el să joace, dar asta e, a dat doar 3 goluri și după ce am jucat fiecare câte o tură, scorul e 11-3. Zic eu că am șanse de 99,9% să ajung în semifinale. Ok, după câte ați văzut, el are 95-97. Se respectă diferența de 2 puncte la rating. Hai să vedem aici Griezmann, ok, până la James, o braziliană bună și cum a trecut acolo de Bonucci. Am zis și în prima repriză că Bonucci nu prea a jucat mai deloc și se vede și acum acest lucru. Hai să vedem Honda, ok, apără și portarul lui cât de cât. Dar și cum am zis, Denis pe foaie, ca să zic așa, joacă o formulă cu 5 fundași, parcă juca 5-2-1-2, dar în teren nu prea se vede lucrul ăsta, sunt spații super mari, adică uitați-vă și voi, chiar dacă am great chance și la fazele în care nu am great chance, tot sunt super mari spațiile în defensiva lui. Hai să vedem Griezmann aici, din păcate nu marcăm. Da, în a doua repriză am lăsat-o mai moale, eram mai relaxat pentru că știam că pana mea o să ajung în semifinale. Practic, Denis, să fim serioși, nu mai avea cum să întoarcă. Da, fraților, când se pun notele la bac. Și cum am zis, Denis nu mai avea cum să mai întoarcă scorul și da. Ok, Griezmann, hai să vedem, mai dăm și noi un gol. Avem penalti. James, hai să vedem, cred că o să dau pe centru, hai să vedem, 15-3, mai are și Denis o tură de jucat, dar nu o să facă cine știe ce. Ok, hai să vedem, mai am vreo două faze și cam gata meciul, iar în semifinale o să joc împotriva lui Andrei Negră,
un jucător super, super bun și el are canal cu aproape 2000 de abonați, îl găsiți în descriere și are rating 97 sau 98 la primul 11, nu mai țin minte exact. Hai să vedem aici și s-a terminat meciul 17-3. Eu zic că am jucat destul de bine și ăsta a fost și scorul final pentru că Denis a luat forfe în a doua lui tură. Fraților, cam așa arată tabloul competiției. Acum am ajuns în faza semifinalelor, deci am trecut de faza sferturilor. Eu l-am bătut pe Denis și Andrei Năgră l-a bătut pe Silent, deci noi doi vom juca în semifinală, iar Volkov l-a bătut pe AVP Games și Sopiz pe Bogdan, iar cei doi vor juca în cealaltă finală. Semifinală. Semifinalele se vor juca mâine, adică marți sau miercuri, nu știu încă sigur, și cam atât a fost și cu acest clip. Eu am fost Alex, până data viitoare. Numai bine!